Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vom face împreună o rețetă turcească. Ingredientele de care avem nevoie: zahăr, usturoi, sare, ulei, paprică dulce, piper, cumin. Cuminul este, de fapt, chimen, foarte mărunt macinat, cred că se vede, este foarte fin, ca o făină. Un ardei, roșu sau verde sau galben, mie îmi plac cei roșii pentru că mi se pare că au un gust mai bun. Ceapă. Orez. Carne tocată de vită, roșii pasate, și puțină telemea. Vă recomand să folosiți o telemea cu un conținut redus de sare. Acum, pentru cei cărora vă place mâncarea iute, puteți opțional să adăugați un pic de paprică iute sau fulgi de chili. Am tăiat ceapa mărunt în bucățele foarte mici. Ardeiul în bucățele mici, cu latura cam de 1 cm, și am trecut usturoiul prin presa de usturoi. Într-o tigaie mare cu diametru de 28 cm, pentru că avem destul de multă carne și legume, punem întâi un pic de ulei. Nu punem ulei foarte mult pentru că carnea are grăsime.
Adăugăm apoi carnea. Prăjim la foc potrivit carnea până schimbă toată carnea culoarea și devine gri-maronie. Carnea este gata prăjită, după cum vedeți, și-a schimbat complet culoarea, este acum gri-maronie, semn că este gata prăjită. După cum observați, carnea a lăsat ceva grăsime pe care nu dorim să o avem în mâncare, așa că urmează să separăm grăsimea de carne. Am aici un castronel peste care am să pun o sită și acum punem carnea în sită, în așa fel încât grăsimea să se scurgă în castron, iar carnea să rămână în sită. O punem în sită. Toată. Inclusiv zeama care s-a scurs, o punem în sită pentru că vrem să o separăm de carne. În aceeași tigaie în care am prăjit carnea, se vede că mai sunt câteva resturi mici de carne, nu face nimica, adăugăm ceapa, ardeiul și usturoiul. Călim la foc potrivit ceapa, usturoiul și ardeiul 2-3 minute până când ceapa devine puțin sticloasă. Am călit ceapa, usturoiul și ardeiul. Ceapa, după cum vedeți, a devenit un pic sticloasă, primit și o culoare un pic roșie de la ardei. Acum urmează să adăugăm înapoi carnea, care s-a scurs până acum de grăsime. O adăugăm. Și vom adăuga și ingredientele celelalte. Sare, zahăr, piper, îl răspândim așa peste tot ca să nu rămână într-un loc prea mult, da? Paprică dulce, cumin, roșiile pasate. Mestecăm totul împreună. Cei care doriți, puteți adăugați acum paprika iute sau fulgi de chili. După ce am amestecat, urmează să gustăm, să vedem dacă mai lipsește ceva.
După gust, mai puteți adăuga un pic de sare. Eu am să mai adaug un pic de sare, pentru că mi se pare că lipsește. Puțină sare. Puteți să mai adăugați și piper sau paprică. Eu am să adaug un pic de paprică. Îmi place cu un gust mai puternic de paprică dulce. Mâncarea trebuie să fie condimentată destul de puternic, pentru că o să o mâncăm cu orez. Și dacă mâncarea nu este condimentată, când o amestecăm cu orezul, este și mai puțin condimentată. Deci, după preferință, adăugați ce considerați că mai trebuie. Atenție, nu adăugați cumin prea mult, pentru că devine mâncarea... capătă un gust ciudat dacă puneți prea mult cumin. Deci cumin foarte puțin se pune totdeauna, da? Urmează acum să călim totul împreună, carnea, legumele și condimentele, pentru aproximativ 7-8 minute. La foc potrivit, mestecând din când în când și dacă constatați că nu mai este destul de suculentă mâncarea, puteți să adăugați un pic de apă. Am călit legumele cu carnea și cu condimentele 7-8 minute împreună. Carnea și-a tras gust de la condimente și de la legume. Acum urmează să adăugăm brânzatele mea în bucățele mici pe deasupra. Stingem focul și punem capacul peste tigaie. Fierbem orezul în apă cu puțină sare la foc potrivit până când se umflă boabele de orez. Acesta este rezultatul final, mâncarea noastră turcească. Opțional, puteți să adăugați pe deasupra puțin pătrunjel tăiat mărunt, de preferință proaspăt dacă nu uscat. Și puteți să mâncați această mâncare cu tzatziki sau cu iaurt simplu, natural. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog să-mi lăsați un like și să vă abonați la acest canal. Urmează multe rețete interesante. Abonamentul nu costă nimic. Acest canal nu poate să existe fără ajutorul și suportul dumneavoastră. Vă mulțumesc anticipat. La revedere!